dus invitație Nissan de a testa și o versiune mai deosebită a modelului Juke. E vorba de Juke Nismo. O variantă, dacă vreți, sportivă a ciudățelului model Juke. Sigur, eu după ce am condus ceva kilometri acest Nismo, încă îmi pun întrebarea de ce ar trebui să faci o variantă sportivă pe Juke când deja exista acel 1.6 DIG-T de 190 de cai în variante cu cutie manuală și cu cutie automată de tip CVT. La 190 de cai și 240 de newton cuplu era absolut suficient pentru o greutate în jurul la 1400 și ceva de kilograme cât are un Juke în varianta full. Dar, mă rog, divizia Nismo a considerat că e necesar să propună și o variantă care să poarte cu mândrie sigla Nismo și iată, este modelul în care ne aflăm. Aparent nu sunt foarte multe diferențe, deci un necunoscător poate că nu o să sesizeze imediat faptul că avem un Nismo, mai ales când te uiți la mașină din exterior. Seamănă destul de mult cu un Juke normal, însă diferențele la partea de exterior sunt substanțiale. Vorbim de culori speciale, sunt 3 culori disponibile. Pe urmă avem forma distinctă a barei față și de asemenea a barei spate cu un difuzor foarte sportiv. În plus există și un eșapament care nu numai că face un zgomot foarte interesant, o să-l vedem imediat, ci contribuie activ la obținerea unei puteri superioare din partea motorului. Există jante speciale de 18 inci, diverse inscripții cu Nismo și în față și în spate. Iarăși demn de menționat faptul că mașina este ceva mai joasă cu câțiva milimetri și din cauza formei mai sportive a barei față și de asemenea a barei spate, garda la sol și capacitățile de trecere din punctul meu de vedere sunt mult diminuate față de un Juke normal. De altfel, dacă veți urmări cu atenție prezentarea de exterior a mașinii, deci când s-a învârtit camera video pe lângă mașină, o să observați că pragurile sunt destul de atinse, tocmai pentru că garda la sol s-a diminuat și nu-ți dai seama la prima vedere. Ai impresia că ești într-un Juke și ai senzația că poți face cu el cam ce faci și cu un Juke normal, însă nu. Juke Nismo este mult mai orientat spre șosea și trebuie mare atenție la denivelări și mai ales la trecerea de pe șosea în zonele, hai să nu le spunem de off-road, deci în zonele pur și simplu de drumuri mai stricate sau drumuri de țară cu denivelări, unde foarte ușor poți atinge bara spate, bara față sau pragurile laterale, care de asemenea sunt destul de coborâte. Sigur, aceste, cum îmi place mie să le spun, amputări ale gărzii la sol în toate zonele mașinii, față, spate și lateral, au un sens pentru că mașina este făcută să meargă ceva mai tare, însă din punctul meu de vedere, și mă întorc la ce spuneam la început, încă nu m-am prins care este rostul acestei variante Nismo. Mie mi se părea absolut suficient acel 190 de cai, mai ales că, și acum o să intrăm puțin în zona de tehnic, diferențele nu sunt majore. Sigur, în această variantă Nismo, care, atenție, nu este unică, deci se pare că mai urmează o variantă mai rea cu 220 de cai, cel puțin așa se zvonește. Deci în această versiune Nismo de 200 de cai, practic avem 10 cai putere în plus,
plus 10 newton metru cuplu, deci în cazul de față cuplul are 250 de newton, ceea ce să recunoaștem e un cuplu destul de bun pentru o motorizare pe benzină, fie și supraalimentată la cilindrea de 1,6 litri. Principala deosebire față de un Juke 1.6 DIGT cu CVT ar fi, din punctul meu de vedere, faptul că avem un zgomot mult mai pronunțat al eșapamentului, mult mai sportiv. Și mai apoi, iarăși foarte important, cutia de viteze CVT nu mai emulează doar 6 trepte, cum era în cazul variantelor de Juke simplu, ci în cazul Juke Nismo avem simulate sau emulate, cum îmi place mie să spun, 7 trepte de viteză, ceea ce ajută la consumul de combustibil. Și într-adevăr, din datele tehnice, un Juke 1.6 DIGT are cam 7,6 litri la 100 consum mediu, atinge 200 de km pe oră și face 100 de km pe oră în 8,4 secunde, dacă mi-amintesc bine. În timp ce varianta Nismo atinge tot 200 de km pe oră, dar accelerează de la 0 la 100 în 8,2 secunde, deci avem un timp mai bun cu 0,2 secunde, ceea ce, sigur, dacă mă întrebați pe mine, e neglijabil. Și însă, în acest caz, în versiunea Nismo, în ciuda puterii mai mari și a cuplului ceva mai ridicat, consumul de combustibil este ușor mai mic, mai ales în zona de urban, unde la varianta Nismo avem un consum peste 10 litri la 100 de kilometri, iar în cadrul variantei Nismo consumul urban este dat undeva la 9,8 litri la 100 de kilometri și media este undeva la 7,4 litri la 100 față de 7,6 în cazul unei versiuni normale. Din punctul meu de vedere, diferența de preț între un Juke DIGT Full Option și un Juke Nismo e destul de substanțială, undeva în jurul la 5.000 de euro. Deci, practic, la 5.000 de euro, pe partea de performanță, nu câștigi mare lucru. La Nismo nu beneficiezi decât de unele echipamente vizuale, dacă vreți, precum și la interior, de niște scaune foarte sportive, tapiserie Alcantara, acele culori speciale de care vorbeam, emularea celor 7 trepte. Deci e destul de... Încă mă mai întreb dacă merită să dau banii pe un Juke Nismo sau dacă nu cumva varianta optimă este să mă rezum la 24.000 și ceva, 25.000 de euro, cât este un 1.6 DIGT în varianta Full Option. Sigur că Juke Nismo este o mașină senzațională, mai ales în compania atâtor echipamente deosebite, dar nu iese din normal. Este o mașină rapidă, sportivă, sigur, avem 4x4 la această versiune cu CVT, avem acel sistem vectoring control, mă rog, am mai povestit eu la Juke despre el. Deci este o mașină destul de dinamică și decentă în conducerea sportivă, însă nu este cea mai tare din segment. Un Mini Cooper ediție specială e un pic superior la performanțe în cam pe toate zonele și de asemenea, faptul că ai o caroserie mai ciudată, eu am mai povestit și cu alte ocazii, în ciuda echipării complete Nismo, nu poți învinge fizica. Da? Deci, oricât am avea noi torque vectoring control, oricât am avea 4x4, oricât am avea o suspensie tunată, o gardă la sol ceva mai redusă, e ok, dar centrul de greutate oricum va fi cu 5-6 cm mai sus
decât este în cazul unui Clio Sport, să spunem, da, care stinge la orice oră un Giugnismo fără probleme. Și atunci, care este rolul acestui Giugnismo? Probabil că o să vorbim în partea de concluzie. Sper să fie o concluzie rapidă. Mașina mie îmi place, dar încă mă întreb dacă merită sau nu banii față de un Giug 1.6 dicte normal, sau chiar dacă nu cumva la același nivel de bani, deci aproape 30.000 de euro, nu găsești ceva interesant și la alt producător. Acum sunt în modul eco și o să vedem turațiile în diferite trepte de viteză, mă rog, acele simulări ale treptelor. Deci practic treapta a treia, 80 de km pe oră, circa 3900 de rotații pe minut. Treapta a patra, aproximativ 3100 de rotații pe minut. Treapta a cincea, 2500 rotații pe minut. Treapta a șasea, în jur de 2000 și ceva rotații pe minut. Și treapta a șaptea, în jur de 1750 de rotații pe minut. Revin în treapta a treia. O să mergem către 100 de km pe oră. Și observăm că avem o turație de circa 4900 de rotații pe minut. Observați ce frumos se aude motorul, deloc deranjant. Și în varianta eco, nici zgomotul eșapamentului nu este atât de pregnant. O să vedem diferențele la modul sport. Treapta a patra la 100 de km pe oră, circa 3900 de rotații pe minut. Treapta a cincea, 3100. Treapta a șasea, aproximativ 2550. Și treapta a șaptea, circa 2050 de rotații pe minut la 100 de km pe oră. Schimb în a patra, folosesc bineînțeles modul manual. Mergem către 130 de km pe oră. Și observăm, în treapta a patra la 130 de km pe oră avem 5100 rotații pe minut. În treapta a cincea, aproximativ 4200 rotații pe minut. În treapta a șasea, circa 3400 rotații pe minut. Și în treapta a șaptea, în jur de 2600 de rotații pe minut. Acum o să comut în modul sport. Să vedem dacă există vreo diferență de treptare. O să încetinez la 80 de km pe oră și o mai luăm o dată. Respectiv, treapta a treia la 80 de km pe oră, aproximativ 3900 de rotații pe minut. Treapta a patra, 3100. Treapta a cincea, 2500. A șasea, 2050 de rotații pe minut. Și a șaptea, circa 1750 de rotații pe minut. Până acum nu îmi dau seama, poate numai după ce vedem filmările, dacă sunt diferențe sau nu. Revin în treapta a treia. Sigur, reacțiile mașinii sunt un pic altfel acum, un pic mai mult altfel. Și avem în treapta a treia la 100 de km pe oră, circa 4900 de km pe oră, 4900 de rotații pe minut. Treapta a patra, 3900 de rotații pe minut. A cincea, 3200. A șasea,
2550 și treapta 7 undeva la 2050 de rotații pe minut. Ne-am dus în treapta 4, mergem către 130 de km pe oră. Și observăm o turație de circa 5100 de rotații pe minut în treapta 4, 4250 în treapta 5, 3400 în treapta 6 și 2600 în treapta 7. O să comut din nou în modul eco pentru a putea urmări consumul de combustibil. Din păcate am o mică problemă cu faptul că pe modul cruise control nu pot vedea consumul de combustibil, deci va trebui să-l dezactivăm și voi folosi accelerația manual, sau mă rog, folosim piciorul, bineînțeles. Așa cum se observă, în jurul la 130 de km pe oră în treapta 7 avem circa 10-11 litri la 100 de km. Datorită suspensiei foarte sportive se simte orice denivelare și cred că se vede și pe cameră. O să mai reduc un pic viteza. Sigur, cine își cumpără un Juke Nismo nu cred că e interesat de consum, dar așa, de dragul statisticii. Odată stabilizat cât de cât la 120 de km pe oră, în jur de 9,8 consum instantaneu, reduc la 110. Iată ce diferență de consum, cât de substanțial este. 8,5, chiar sub 8,5. Adică avem o caroserie destul de neaerodinamică și pe măsură ce scazi viteza, consumul se diminuează foarte mult. 100 de km pe oră, deja 6,8-7 sau chiar mai jos. Cine vrea economie, 90 de km pe oră. Dacă ai nervi să mergi cu Juke la 90 de km pe oră cu Juke Nismo, o să vedeți că se pot obține consumuri în jurul la 5-6 litri la 100 de km. Acum suntem într-o ușoară urcare. Și foarte important, suntem în modul de 4x2, deci nu suntem în 4x4 de niciun fel. Deci cam 7, de fapt, ăsta este consumul la 90 de km pe oră. Bate și vântul, eu am avut ocazia să experimentez și consumuri ceva mai mici. Dar în orice caz, Juke Nismo nu este o mașină pentru consum. Consumă destul de substanțial. De altfel, când am luat mașina, avea un consum mediu pe bord de 13,5 litri la 100 de km. Asta ca să vă faceți o idee cam pe unde stă consumul dacă e condusă mașina de cineva care nu e interesat de consum. Eu am încercat-o în ambele variante. În varianta în care ne interesează consumul, poți să scoți o medie condusă mașina numai în modul eco undeva în jurul la 8-8,4 litri la 100 de km, deci se poate. Oricum, cu aproape un litru mai mult decât dă constructorul. Iar dacă vrei să folosești mașina la ce poate ea, atunci mai bine nu vă spun cât consumă. Consumă
și bine. Am comutat în modul 4VDV, deci cu vectoring control, și modul sport. O să trec cutia în modul manual ca să vedem cum reacționează la solicitări. De km pe oră, treapta a treia, modul manual, cutia va schimba singură, accelerez la podea. Destul de spectaculos, zic eu. Deci asta a fost în modul manual. Cu siguranță că dacă încerc să fac același lucru în treapta a patra, de exemplu, mașina va retrograda automat în treapta a treia, e firesc, da? Deci iată, suntem în 70 de km pe oră, treapta a patra, accelerație la podea și iată răspunsul mașinii. Deja în a doua a retrogradat. Mașina se mișcă excelent, fără îndoială, adică ai 200 de cai și o cutie destul de reactivă. O să facem același lucru și în modul drive, doar de dragul de a-l face, pentru că s-ar putea să reacționeze diferit, dar o să vedem imediat. De 70, nu știu în ce treaptă este mașina. Acolo scrie doar de kickdown. Dacă o să mă întrebați cum se simte, se simte înaltă caroseria, deci o simți. Chiar dacă mașina accelerează, ați văzut-o spectaculos, totuși simți încărcarea caroseriei. Deci un asemenea motor cu siguranță ar fi fost mult mai spectaculos pe o caroserie mai aerodinamică, mai joasă. Jucul deja peste 110-120 de km pe oră, simți că muncește pentru a învinge aerul datorită formei pe care o are caroseria. De-aia spun că eu aș fi văzut mult mai spectaculoasă o variantă Nismo pe altceva, nu știu, poate pe Note, de exemplu. Însă bănuiesc că cei de la Nissan au făcut această versiune Nismo pentru a atrage clientela, nici nu știu cum să-i spun, care caută într-adevăr extravagantul într-o mașină. Adică Juke are această formă spectaculoasă oricum, și în versiunea de serie Juke este o mașină, o apariție. Așa cum spuneam la alte prezentări, că am prezentat Juke de câteva ori, 5-6 ori cred că l-am filmat, Juke este o mașină care fie îți place, fie nu-ți place. Mie îmi place Juke, adică mă încântă așa ideea a ce se vrea și ce este Juke. Însă nici până la această oră, nici cu această versiune Nismo, nu cred că Nissan oferă cea mai interesantă combinație de motor, cutie de viteză pe care o aștept eu însumi. Deci nu vorbesc în numele altcuiva, ci numele meu. Eu personal pe Juke aș fi văzut un diesel 1.5 sau 1.6 DCI cuplat cu o cutie EDC și în acel moment am fi avut cea mai spectaculoasă variantă de Juke, adică o variantă în care într-adevăr Juke făcea sens. O mașină cu 4x4,
o mașină cu o gardă la sol acceptabilă, cu unghiuri de atac și degajare destul de bune, deci cu care ți-ai fi permis extravaganțe și în afara șoselei, fie în varianta 1.5, fie în varianta 1.6 DCI, am fi avut un consum de combustibil foarte spectaculos în combinație cu cutia de viteze EDC, care la rândul ei ar fi oferit o dinamică excelentă în combinație cu ambele variante de motorizare. Din păcate, la ora actuală n-am văzut decât 1.5 DCI cu EDC și mie mi se pare că se mișcă foarte spectaculos. Chiar mă întreb de ce nu s-a pus până acum această versiune. Pentru că diferențele de dinamică la un Juke diesel, să spunem, de 130 de cai, să luăm acel motor 1.6 de 130 de cai, nu mă gândesc la noul motor de 180 de cai pe care l-au scos cei de la Renault și care poate fi pus, bineînțeles, și pe Nissan Juke, cred eu. Ia gândiți-vă ce variantă spectaculoasă ar fi fost aceea, adică un Juke 1.6 DCI de 180 de cai în combinație fie cu această cutie CVT, care mie mi se pare că e destul de interesantă, dar mai ales cu faimoasa EDC by Getrag aflată în panoplia Renault. Deci într-adevăr aia ar fi fost o mașină spectaculoasă în care nu te-ai fi uitat la consum, ai fi avut un cuplu senzațional, performanțe pe măsură, cel puțin la nivelul performanțelor pe care le avem acum de la acest Juke Nismo de 200 de cai putere. Și ok, puteai să oferi și pe acel model o variantă sportivă cu scaune sport, cu spoilere, jante, tot felul de chestii dacă aveai nevoie. Deci la ora actuală asta este părerea mea despre Juke Nismo. E ok, e o vitrină a tehnologiei. Nissan a arătat ce poate să facă și mai vrea să mai arate cu încă 20 de cai în plus. Însă pe mine nu m-a convins, deci nu m-a convins în sensul că nu văd rostul pentru care aș da 5.000 de euro doar ca să am niște jante mai mari, să-mi tai din garda la sol, să am un consum infim mai mic decât la variantele 1.6 dicte normale. Deci e o mașină pentru cei care caută mult statutul, care vor să epateze, să arate, uite, eu mi-am luat Juke Nismo, e cel mai tare Juke care se poate lua. E ok, pentru ei este mașina perfectă. Dar eu aștept încă acele Juke-uri de care vă povesteam, acele Juke-uri care să scoată la iveală, de fapt, ce este un Juke. O mașină care poate să meargă excelent și pe șosea și în afara șoselei, adică o mașină completă. În cazul de față avem o mașină excepțională în afara șoselei, minunată, epatantă, dar care s-a îndepărtat de filozofia pe care a avut-o Juke la apariția sa, adică de vehicul all-rounder, să-i spunem, deci care merge bine și pe șosea și în afara șoselei. În acest moment cu Juke Nismo nu prea mai ai curaj să mai părăsești șoseaua, cum am făcut-o eu de foarte multe ori cu celelalte versiuni de Juke. În acest moment trebuie să fii foarte atent că spoilerele și pragurile sunt supuse unui mare risc în momentul în care părăsești șoseaua și vă asigur că nu sunt nici ieftine. Deci dacă rupi un prag, o să te coste ceva ca să-l înlocuiești. 0-100, modul sport, 4VDV, toată electronica e la locul ei, deci nimic dezactivat. Doar voi accelera, o să facem un modul manual.
Și același lucru în modul drive. Să vedem dacă e vreo diferență. Ce să spun eu în loc de concluzie? Sau ca și o concluzie? Condusă mai bătrânește mașina, se mulțumește, dacă pot spune astfel, cu un 8,4-8,5 litri la sută consum, altfel un consum normal, deci utilizată normal, cred că trebuie să ne așteptăm undeva la un 9-10 litri la sută de kilometri real. Și în cazul în care vrem să tragem de ea, nu ne mai uităm la consum. Probabil că în jur de 15 litri la 100 de kilometri. Asta ca să nu mai spun că pe porțiunile de urban aglomerat, cum este Bucureștiul, fără îndoială, dacă prinzi o coloană ceva, consumul cam la 15 litri va sta. Dacă merită sau nu să iei Juke Nismo, nu știu dacă pot să trag această concluzie. Pentru cine are bani, orice mașină merită, da? Deci dacă lui îi place, e ok. Din gama Juke eu am alte idei, adică sincer eu aș rămâne la un 1,6 DIGT cu CVT normal, deci fără versiune Nismo. Asta e părerea mea, mi se pare că versiunea Nismo e prea radicală pentru genul acesta de mașină. Se poate folosi foarte comod și ca mașină de zi cu zi, deci nu e genul acela de mașină super sport care să o scoți numai duminica, nu. Juke Nismo este foarte ok ca mașină de zi cu zi, atâta timp cât nu te deranjează consumul. Permite extravaganțe, deci o conducere sportivă realmente o permite, atâta timp cât nu uităm că avem o caroserie mai înaltă și n-ar trebui să ne aventurăm mai mult decât ne permite fizica. Deci e o mașină interesantă, însă părerea mea, nu știu dacă va rupe cu vânzările, cel puțin în România. Rămâne o variantă exclusivistă de Juke. Adică un om cu rațiune, cu capul pe umeri, care caută o mașină având anumite așteptări legate de ce va face cu ea zi cu zi, legate de costurile de achiziție, legate de costurile de utilizare și exploatare, unde intră, bineînțeles, și costurile de carburant. Nu cred că va lua în calcul un Juke Nismo. Juke Nismo e mai mult o mașină emoțională pentru cei care au bani, vor să facă un cadou prietenei de 8 martie, da? Poate unii ca noi nu își permit niciodată să facă asemenea cadouri, însă există oameni care își permit. Deci pare mai mult genul acesta de mașină, extravagant. E o plăcere să mergi cu mașina, e o experiență, de aceea nici nu am refuzat să iau acest Nismo. Puteam să refuz foarte ușor pentru că am prezentat și condus Juke în foarte multe variante de motorizare, echipare, inclusiv unele versiuni speciale, Ministry of Sound și parcă au mai fost vreo două, nu mai le rețin. Ar fi fost păcat pentru mine să nu încerc să văd și eu cam care ar fi diferența între un Juke normal 1,6 DIGT și un Juke Nismo. Și cu asta închei. Concluzia mea e că diferența de preț care se cere
mi se pare ușor cam mare față de ce oferă realmente mașina. Deci rămâne la aceeași viteză maximă ca versiunile normale dicte, 0,2 secunde în plus la accelerație, să fim serioși, dacă e ăla din dreapta mai gras, nu faci diferența. Interesantă este totuși chestia cu consumul, faptul că în această versiune ai un consum ceva mai mic în oraș, dar iarăși, într-o exploatare normală, diferențele nu se vor vedea, pentru că cine și-a Giugnismo o să fie tentat să-l calce și de aici adio comparații de consum. Iar restul echipamentelor, mă rog, jante de 18, praguri, chestii din astea, nu știu cât de mult ridică valoarea unui Giug, în așa fel încât să justifice 5.000 de euro, aproximativ, nu știu dacă spun exact, s-ar putea să fie 4.000 și ceva de euro diferența, dar e o diferență destul de substanțială, care din punctul meu de vedere nu se justifică. Alegerea mea rămâne un dicte normal, care este suficient de puternic, prezentabil, ușor mai confortabil decât un Nismo, pentru că nu e nici pe jante de 18, garda la sol e ușor mai ridicată și ca atare confortul la rulare este superior într-un dicte normal. Punând și diferența de 4.000 și ceva de euro între ele, alegerea mea e clară. Deci dacă vreți un Giug ok, luați un dicte. Dacă nu aveți ce face cu banii și vreți să ieșiți din mulțime, ăsta în care ne aflăm noi, Nismo, este varianta optimă. Dacă aveți ocazia să conduceți, să faceți un drive test cu așa ceva, dacă sunteți interesați să cumpărați, încercați, pentru că e spectaculos ca senzație, dar nu atât de spectaculos încât să-mi scoată mie banii din buzunar.